Cel mai important lucru din punctul meu de vedere azi a fost, pentru, a fost sentința definitivă că Traian Băsescu a colaborat cu securitatea. Care, așa, dacă stai să te uiți la prima vedere, este o chestie destul de simplă. Ce a colaborat ăla, mulți o să spună chestia asta. Nu. Nu e problema că a colaborat cu securitatea. Problema e unul că a mințit. Și deci să minți cu mâna pe Biblie când devii președinte și când devii toate astea este foarte grav. În al doilea rând, ce mă deranjează pe mine la toată chestia asta este că... Dom'le, pe mine nu mă interesează numai Băsescu, pe mine mă interesează cine l-a ascuns 10 ani. Pentru că ăia care dau dosarele și toate astea, normal trebuia, au avut dosarul, trebuia să-l toarne. De ce l-au ascuns? Și cât a fost de manipulat Băsescu timp de 10 ani ca președintele României de către puterile externe. Imediat după Revoluție, toate dosarele de la securitate și astea au fost luate de către americani. Și acum îmi dau seama de ce am cedat noi, România, absolut tot ce ne-au cerut și am fost atât de preși pe timpul lui Băsescu. Toată lumea nebunește că ăia pe care i-a creat, ăia l-au făcut, că ăia nu. El, pe ăștia a creat la ordinul ălora de afară, ca dovadă unde este Chioveși, și a acționat la ordinul ălora de afară. Ce este foarte greu și foarte nasol pentru mine, din punctul meu de vedere, că eu vorbesc pe podcastul meu, nu pe al lui Băsescu sau pe al ăsta. Dom'le, 10 ani ne-am pierdut cu Iliescu, care tot un om cu dosare, cu, care a venit pe crimele făcute, care a ajuns la putere și zic foarte clar, la crime mă refer și la execuția soților Ceaușescu, cât și la copiii care au murit ca să pară Revoluție, care au murit după plecarea lui Nicolae Ceaușescu, ca să fiu mai explicit. Și la Trosca și la absolut toată lumea ce s-a întâmplat atunci. Deci am stat 10 ani cu ăla, am stat 10 ani cu ăsta, singurul care n-a avut nicio legătură cu serviciile și care a și fost debarcat, dacă vă uitați în două secunde, a fost Constantinescu, care a și spus când a plecat, am fost înfrânt de un sistem. Ăsta era sistemul și era foarte clar. De la Iliescu s-a pornit cu chestia asta, cu structurile care să conducă și au rămas până și zilele de azi. Ce mi-e frică și acum că mi-am pierdut 10 ani aproape, nu că mi-e frică, aproape sunt convins, mi-am pierdut 10 ani și cu Iohannis, care... Suntem cam în aceeași situație. Tot un om cu mamă, vorbesc așa de la tezoara, cu schelet în dulap. Și am un schelet în dulap, dacă nu apare, scheletul ține cu mine. Și deci mi-am pierdut aniștea și am fost dominați complet. Îți dai seama că de asta ne-am cedat absolut toate zăcămintele și am cedat absolut tot la străini, pentru că și nu au ajuns prin votul nostru. Adică eu sunt convins că am demonstrat la amândoi că n-au ajuns. Iliescu a ajuns prin votul nostru, prin greșeala partidelor istorice, că au zis că arestează pe toți care au fost securiști, care au fost comuniști pe 99% dintre români, ori au comuniști, ori au securiști. În afară de mine. Nici comuniști, nici securiști. Înțelegi? Și asta mă deranjează foarte tare, dom'le, să fie dați în primire toți care au ascuns, toți din servicii, pentru că nu poate să-mi spune mie că șefii de servicii sau șefii de spionaj sau șefii astea nu știau exact cazul lui Traian Băsescu. Deci ar trebui o anchetă amplă și să fie practic toți dați în vileag și să se ducă în fața instanței. Pentru că gândiți-vă că ei au pus în fruntea CSAT-ului, deci Apărării Naționale și astea, au pus un turnător la securitate, domne, care este extraordinar de gravă chestia. Domne, dacă erai ofițer de securitate, era o chestie, domne, cu toate că l-a fost și pe partea, dar în fine cel mai ne băgăm în asta. De ce? Pentru că
îți turnai, domne, vecinii, prietenii, colegii, familiile. Am avut oameni care, nevasta și-a turnat bărbatul, oameni care au venit din Franța, din exil, care au fugit pe timpul, acum au stat 3 de ani și au venit cu aceștia, au văzut o seară, au văzut că nevasta sau că fisul, calea. Adică este o chestie îngrozitoare. Asta e chestia de caracterul tău care l-ai. Nu sunt de acord cu represalii, că acum vă începe ăștia asupra familiei, asupra copiilor. Ce au copiii cu toată treaba asta? Ce are Maria Băsescu? Ce a făcut ăsta? Dar asta mă calcă pe nervi, că nu apare, domnule, ar trebui acum o anchetă clară. Bă, cine te-a ținut în brațe? Mai cunosc oameni care au fost în Parlament și în astea, dar nu dau nume, nu mă forțați că nu dau nume pentru că nu sunt turnători, care știam clar că au dosare la securitate de turnători și nu mi le-a scos nimeni niciodată. De ce? Nu este normal. Nu este normal. Și atunci de-aia s-au furat alegerile, de asta v-au făcut și ce aia mă calcă pe nervi cel mai tare acum. Unde ești, Pora? Și unde sunteți aia care, toți aia care urlați cu Băsescu și vă dădeați cu coaiele de asfalt, vă smulgeați flocii, țipați, urlați cu Băsescu, e totul Băsescu. Și poporul român ăștia care vă uitați la mine sau care o să vă uitați, uitați cum v-au păcălit câte 10 ani printr-o fraudă. V-au păcălit cu ciuma roșie, cu ciuma verde, cu ciuma maro, cu toate căcaturile astea și au făcut serviciile cum au vrut și au bătut joc de noi. Am o întrebare pentru domnul Biden, dacă mă aude, dar nu cred că mă aude, că nu știe românește. În clipa când era secretar, a venit și s-a pupat cu Băsescu aici, pe el nu știa că Băsescu a fost informator al securității. 100% știa că n-avea cum să nu-i se dea raportul ăsta. Când a venit ăla de la, cum cheamă la... de la care ne conducea, în scapul meu, un nume și care îl pupa pe capă Băsescu, de la Uniunea Europeană, de la astea, nu știau că este informator. De asta îl pupau pe cap. Și de asta, pentru că știau că l-au la mână și poate să facă ce vor din țara asta. Ceea ce se întâmplă și acum. Deci unde sunteți toți care țipați, care urlați, care făceați toți iezmenea? Unde sunteți toți care îl pupați în cur de dimineață până seara pe pirat? Unde sunteți toți aceia care i-ați nebuniți? Vai, ce tare Băsescu, ce jucător, ce președinte jucător, ce face? Păi da, l-ați votat ăia care a fost prăduitor, bă, că altfel nu dau seama. Și nu se întâmplă absolut nimic, că ia casa și mașina, nici mă interesează să ia casa și mașina, că au miliarde. Voi credeți că Băsescu, băi, sunteți nebun la cap, Băsescu stă în casa asta și într-o mașină și doi de la SPP? Au luat miliarde. Cum iau și ăștia acum? Mie nu mi-a mirosit de la bun început, dar bun, eu am urmărit chestia asta pentru că cum îl aduci tu pe Tismăneanu să-mi condamne mie în Parlament comunismul ăla care Tasu a venit, uitați ce se întâmplă acum în Ucraina, Tasu a venit pe tank cu bolșevici încoace să facă, nu comuniști, au venit bolșevicii care sunt mult mai răi decât, au fost mult mai răi decât comuniștii. Păi din toată lumea asta, numai pe ăla l-ai găsit tu să condamne. Deci era clar că sunt niște ordine, erau niște chestii, stai mă, o perpelim cu comuniștii, o perpelim cu asta, o perpelim cu asta, o perpelim cu asta. Acum am dau seama de ce nu s-a făcut chestia aia ca în toate țările. Bă, să iasă dosarele acum în față, bă, frate, că au făcut-o și Ungurii și RDG-ul și Polonia și toată lumea. Bă, să vedem care a fost. Nu se condamnăm, Doamne ferește, că nu putem să băgăm trei sferturi, că după părerea mea, nouă noastră din România am fost turnători, că ăștia sunt și acum niște limbi în cur. Uitați-vă la televizoare, la anumite posturi, că dacă nu-i ling în cur pe americani și pe ăștia cu aia, că eu nu mai deschid televiziunea, mă, frate, mă. 24 cu 24, ce vorbește, cum îl cheamă? Ucrainian. Zelenski. Păi Zelenski, acum era o mare nenorocire că vine Zelenski în Parlamentul României. Eu nu vreau pe Zelenski în Parlament, vreau poporul român care este înfometat să vină în fața Parlamentului. A sărit carnea, au sărit toate alimentele de bază, au sărit tot a sărit. Eu pe ăștia vreau, pe românii noștri să vină în Parlament să-mi plângă. Ăia se descurce. Ăia se descurcă. Toată lumea, că Biden vrea bine, că nu știu ce. Eu am o singură întrebare pentru voi, bă, dacă sunteți oameni deștepți. Că se termină războiul, într-o săptămână se termină, că le-a convine ambele părți. Cine va reconstrui toată Ucraina? Noi?
Vor veni americanii cu șosele, cu blocuri, cu astea. Cine ne-a obligat pe toți din NATO să cumpărăm armament în prostie acum? Cine ne vinde? Vinde? Noi fabricăm armament? Nu! Ei! Păi numai că le convine! Au câștigat miliarde! Și tot îmi fac mie o reclamă atâta cu asta. Nu mă interesează. Fiecare să-și vadă, domnule, mă interesează România noastră. Să ieșim din chestia asta. Că asta e o chestie mult mai gravă. Că n-am putut să ne alegem președinții până acum. Ne-au ales unii și i-au ales special cu Bube ca să-i coordoneze. Și ați mers precum găinile la vot. A spus botul la toată propagandă. Cum puneți botul la această propagandă, a spus botul și la propaganda cu ăștia. N-a ieșit nimeni în stradă că l-a furat pe Joană. Nu că era Joană, că nu mă interesează că era Joană. Că a fost furat un președinte care a câștigat alegerile în România. Acum a spus toți, da, dume, că s-a furat afară. Păi dă-te, mă, morții, mă, de ce n-ai spus aceea că s-a furat afară? Că toți aia care îl susțineau acum îl huide cel mai tare, că iar nu-mi place nici chestia asta. Nici mă uit la televizor, când îi văd pe aia care erau, mamă, era Dumnezeu, Băsescu, acum, o rușine, o fată, că nu, ce zice Bruxelles? Mă fug pe Bruxelles, că mă doare în curte ce Bruxelles-ul. Că mi-am pierdut 20 de ani și când am mai pierdut, mă, mi-am pierdut 30 de ani în viață. La revedere, sunt la ghinde. Când vine următorul, am 70 de ani, mă doare pe mine, în pulă, cine mai vine. Și asta este pentru că sunteți manipulați. Și asta s-a demonstrat și cu benzina acum, și cu uleiul, și cu războiul ăsta, și cu absolut tot. A nebunit lumea. Tot ne omoară cu război, atomii cu război, că nici cu asta nu de acord. Acum polonezi o scarpină, să mergem noi acolo. Ce să mergem noi acolo, băi, e treaba noastră. Este foarte clar, Biden a spus-o foarte clar, că a ținut de acord și v-a spus că aici o să ajungă. La o noua ordine mondială, se resetează totul. Asta le convine. În care cine nu-i cu noi, cine e împotriva noastră, pumnul în gură. Nu vedeți că deja să tai presa, nu ai dreptul la libera exprimare. Bă, democrația, să vă fie foarte clar, că o să mă închidă și mie asta, dar până la urmă chiar mă doare în cur. Ce înseamnă? Garantarea proprietății, care nu mai e garantată la anumite părți, că dacă vrea unul, nu, îți confiscă totul, că așa, că acum că ești așa, dar poți să fie că ești gras, că ești blond, că ești chior, că ești așa. După aceea, dreptul de libertate la exprimare. Stai, bă, frate, eu vreau să aud din ambele părți și eu vreau să am părerea mea, nu trebuie să-mi spună mie părerea unui anumit post de televiziune care a nebunit, domne. Azi a plecat Biden, dar să plece Biden. Cu ce mă ajută pe mine Biden? Și întrebarea mea este clară. Când au venit aici și îl pupau pe Nea Băsescu, voi credeți după mintea voastră că n-am luat la serviciile alea că el asta a fost? Când i-au preluat absolut toate dosarele, că noi am tratat absolut totul. Și încă o dată, 10 ani în care s-a distrus țara asta, la referendum, ăia care l-au scos la referendum, pentru că Băsescu a pierdut acel referendum și l-au scos și o parte din PSD, care ar trebui să răspundă și aia. Să răspundă absolut toată lumea. Îmi apare acum Zegran și spune că nu poate să facă. Pe stat n-ați făcut terate, n-ați făcut alea, n-ați făcut toate măgăriile alea ca să nu cadă la referendum. Clinton a avut cea mai mare creștere economică în America, și a fost dat afară pentru Sperjur, că n-a recunoscut că i-a dat, dar nu că i-a dat muie lui aia, că a mințit, Sperjur se numește. Pe ăsta a mințit de neaserit bășinile din noi, că m-am uitat azi la toate emisiunile cu mințea. Dați-mi dosarul că îl mănânc, dați-mi dosarul că dacă e dosarul mă împuși mâine. N-am făcut. Și acum ce o să fac? Că vă spun ce o să se întâmple cu chestia asta. O să o bage cu dreptul omului la... Unde Ana? Unde te judeci? La afară, îmi scapă numele acum de negi. Și o să dureze 4-5 ani, o să se molozească treaba și la revedere. Acum ar trebui, bă, ăsta a condus CSAT-ul, Consiliul de Apărare a României, domne. Ăsta a fost președinte României, a vândut totul. De la flotă la tot ce a din sus în țara asta, domne. Cum se numește unde dai afară pe ăștia ca să câștigi la afară? Ce îmi scapă numele acum? Curtea Haga. La Curtea Constituțională, Haga. Da. A băgat oameni, a făcut un sistem care a băgat oameni nevinovați în pușcărie, fără dovezi, fără nimic. Uitați de tot ce s-a întâmplat pe timpul lui cu toți procurorii care stau după bunul lor plac și făceau ce făceau. O să dea la dreptul omului, o să stea 5 ani și s-a molozat. Nu, dom'le, trebuie o anchetă. CEDO, zice. La CEDO, așa, dom'le, la CEDO. Ar trebui să fie o anchetă clară, cine l-a susținut, cine a ascuns dosarele, cum l-au scos președinte. Nu vom ajunge nicăieri. Dacă și acum se mușamalizează chestia asta,
După părerea mea, nu vom ajunge, nu vom avea nicio țară liberă. Noi n-am fost țară liberă, am fost o colonie și vom fi călcați în picioare și voturile noastre vor fi furate și voi veți fi manipulați ca niște găini. Săreați toți cu Băsescu în piață și cum făceați cu toate astea. A spus o ciuvică, a spus, eu întâmplător am văzut prima oară, nu mai spun de unde, la mare am văzut ăla de student. Deci eu cu ochii mei l-am văzut înainte să apară pe televizoare. Deci eram sigur că e. A spus botul, cu câtă lume m-a certat, cum spuneau toți, cum se reau și ăștia, sibienii de la Iohannis. Ce cu Iohannis, că a fost ce mai trăit primar? Ce cu Iohannis, că a fost ce a făcut Iohannis? Ce mai face Iohannis acum? Mai niciunul cu Iohannis. Așa și pe ăștia, erau nebuni toți. Băsescu, ce? Curajos, ce își bate el ăla, ce dă o cap în gură, țigând, ce face, cum e de el cu bascul ăla. Prin anii, acum toți, uite, acum apar toți la televizor ca muștele. L-a făcut pe Voiculescu, i-a făcut pe toți, toată lumea a tăcut, l-a făcut pe Mecinicovski, el a spus, poate că n-am nicio legătură numai ca să facă asta. A făcut tot ce a avut în țara asta și pentru mine ar trebui, deci nu mă interesează să-l ia familia și astea, sunt niște tâmpenii, ce vin au copiii, ce vin au neamurile, ce vin au aia, care au făcut asta. Dar ar trebui, nu Băsescu mă interesează pe mine, că Băsescu nu este important în această ecuație. Important sunt aia din spate, care de pe timpul Iliescu până acum au pus președinții și au făcut ce au vrut în țara asta. Asta mă interesează pe mine. Ziariștii care au fost plătiți, cum sunt unii plătiți acum cu cazul ăsta la alt, așa, să fie devorat, bă, i-am dat atâta lor, i-am dat atâta lor. Pentru că nu se poate, ceea ce s-a întâmplat este o chestie foarte gravă. Deci un turnător la securitate a condus țara asta 10 ani, care tot mi-a spus că a fost un geniu politic și asta, uite, acum ne arată sondaje. Înțelegi? Adică nu există așa ceva. Nu avem... Uite, 61% nu cred că Rusia va ataca România. Dar nici nu asta este o vrăjeală, este o himeră, este un praf în ochi. Un praf în ochi pentru furturile care s-au făcut acum. Păi tu n-ai văzut că au apărut domnii de la USR în două secunde să dea o lege în Parlament acum, să aibă eu aceleași ONG-uri care au făcut toate furturile până acum, să poată să importe medicamente și astea fără control, fără astea, să trimite în Ucraina. Cel mai mulți bani nu se fac nici la arme, nici la țigări, nici la băutură. La medicamente se fac în toată lumea. Deci deja au început să lucreze. Și toată lumea doarme, bă, nu vă înțeleg. Toată lumea doarme. Au ieșit a 10 oameni afară să țipe că nu mai au bani de alea. Păi s-a triplat totul, bă, nu se mai poate lumea ce mânca. Nu o să aveți ce mânca, nu că nu o să fie, că nu o să puteți plăti. Și noi ne frecăm că vine ăla, că ce face aia.